În 22 martie, Caritas Satu Mare a început o acțiune de colectare a hainelor uzate în cartierele Micro 15 și 16. S-au strâns astfel aproape 500 de kilograme de haine. Acțiunea se extinde acum în toate cartierele municipiului reședință de județ. Această colectare de haine uzate este completarea acțiunii pe care o desfășurăm de mai bine de 2 ani jumate în municipiu, prin containerele de colectare speciale pe care cetățenii pot să le vadă amplasate în mai multe puncte din oraș. Și acum, cum este primăvară, se apropie Paștele, ne-am gândit că cu ocazia curățeniei de primăvară, oamenii se descotorosesc mai repede și mai mult de anumite haine și de pantofi și ne-am gândit că în așa fel să mergem mai aproape, ca să facilităm și mai mult donarea. Bineînțeles, acest gest are un sens dublu. Noi dorim să îndemnăm cetățenii atât să doneze persoanelor aflate în nevoie, dar prin acest gest să facă și un fel de ocrotire a mediului înconjurător, ca astfel hainele să nu ajungă la gunoi. Pentru noi este important la fel și hainele care sunt foarte uzate, care nu mai pot fi folosite, fiindcă după ce se sortează aceste materiale, ce nu putem folosi să donăm mai departe este valorificat ca materie primă și atunci banii primiți în urma acestei valorificări vin în sprijinul beneficiarilor organizației. Colectarea se va desfășura sâmbătă, 29 martie, în următoarele locații, între orele 10 și 11 pe Alea Prahovei vis-a-vis de Spitalul Județean, între 11 și 15 și 12 și 15 minute pe Bulevardul Cloșca numărul 64 lângă E.ON, între orele 12:20 și 13 și 20 de minute în parcarea magazinului Bila, 13:30, 14:20 în parcarea pieței Rex, 14:30, 15:30 Carpați 2, parcarea din fața magazinului Unicarm. Persoanele care nu ajung sâmbătă la acțiune pot depune articolele de îmbrăcăminte de care nu mai au nevoie în containerele speciale amplasate în diferite zone din oraș.